În această parte a doua vom continua, cum v-am spus, frunza și polenul. Și am pus pe masă și o crăciuniță albă, bate un pic în ecru, este făcută cu un fir alizeșal, alizeșal este făcută aceasta, un ecru, dar puteți să o faceți, dacă vreți, și cu un ecru de la Katrina Stanley. Vă spun imediat cât este culoarea. 002. Această culoare. Dacă nu o vreți cu sclipici, pentru că aceasta, observați, este cu sclipici. Așa este acest fir alizeșal. Iar frunzulițele sunt cu Katrina Stanley, culoarea 54. Puteți folosi și o altă nuanță de verde, tot de la Katrina Stanley. Este un verde albăstrui, culoarea CG 129. La aceasta albă sau ecru puteți să folosiți și acest verde albăstrui. Eu la amândouă am folosit Katrina Stanley culoarea 54. Este un verde, uitați, da? Acum o să vă explic cum am croșetat frunza. Este petala mare. Deci petala mare, da? Observați că este un pic mai mare pentru că este o diferență. Aceasta roșie, mă scuzați, sunt un pic răbușită, aceasta roșie este croșetată cu 2,5 mm, iar frunza noastră este croșetată cu 3 mm. Da? Și în plus, față de frunză, de petală, la fel, băgăm sârma și facem pe margine, numai că în vârf, în loc să facem picoul, punem 3 ochișoare, 3 piciorușe mici. Da, cum fac eu la celelalte petale de obicei sau frunze, când pun aici în vârf cele 3 piciorușe mici. Și o să vă arăt ce fac în plus la frunză. Am ajuns, am terminat, observați, am băgat și sârma. Am pus cele 28 de ochiuri prima dată, da? Apoi am făcut modelul de la petala mică, doar primul rând. Am făcut modelul de la petala mijlocie, da? Și am băgat sârma pe margine, am prins-o cu piciorușe mici. În vârf, v-am spus, am pus 3 piciorușe mici în același ochi. În al doilea picioruș mic am băgat marcatorul. Mai departe, pliez foarte bine frunza, da, mi-o așez foarte frumos. O să iau o croșetă mai mică, de 2 mm. Și o să lucrez ochiul de aici din mijloc. O să fac în felul următor, introduc în el, scot un ochi alunecat. Introduc și aici și fac un ochi alunecat. Da? De acesta îl dau peste firele mele, dar doar atât. Deci nu fac
mai mult, adică să dau și cu fir peste sârme. De ce? Imediat vă arăt de ce. Pentru că vreau să fac la această frunză, pe margine, vreau să o fac un pic striată. Și ca să fac acest lucru, am nevoie de croșeta de 3 mm, da? O bag în primul ochi, da? Fac două ochiuri de lanț, unu, scuze, deci am unu și al doilea, da? Două ochiuri de lanț. Bag aceste sârme de desubt, le îndoi și le bag de desubt pe partea aceasta, ca să pot lucra. Da? Și fac în felul următor. În ochiul următor, da, în acesta, acesta este ochiul următor, voi face un ochi alunecat. Da? Iar pun două ochiuri de lanț. 1, 2. În următorul ochi, un ochi alunecat. Observați că iese cu striație, da? 1, 2. În următorul ochi, un ochi alunecat. Observați cum iese, da? Două ochiuri de lanț, în următorul ochișor, un ochi alunecat. Două lanțuri, în următorul ochișor, un ochi alunecat. Mai departe. Așa fac tot rândul. Două ochiuri de lanț, în următorul ochișor, un ochi alunecat. Două ochiuri de lanț, în următorul ochișor, un ochi alunecat. O să încerc să fac încă trei ochișoare mai de aproape ca să le vedeți mai bine. Da? Deci, 1, 2, 2 ochiuri de lanț. Acesta este ochiul următor. Intru în el și trec și prin acesta un ochi alunecat. Fac un ochi al doilea de lanț, da? În următorul ochi, un ochi alunecat. Mai explic o dată pentru începătoare. Un ochi de lanț, al doilea ochi de lanț, în următorul ochi, introduc croșeta, trag și trag și prin acesta un ochi alunecat. Și uitați cum îmi iese mie striată pe margini. Da? O să ajung în vârf, da? Lucrați și dumneavoastră în felul acesta și când voi ajunge în vârf, o să vă arăt cum facem vârful. Am făcut până la marcator, da? Observați cum este marginea mea, da? Acum scot marcatorul și în locul marcatorului voi face trei piciorușe mici. În același ochișor. 1, 2 și 3. Da? 3 piciorușe mici. Acum, în acesta, primul, voi face un ochi alunecat. Da? Și acum în următorul, vin din nou cu două ochiuri de lanț. 1, 2. Bag în următorul ochi alunecat. Da? Și continui așa. Două ochiuri de lanț, în următorul ochi, un ochi alunecat. Două ochiuri de lanț, aici, în următorul ochi, un ochi alunecat. Da? Ne ajung în capăt, vă arăt ce facem.
aceasta este frunzulița mea, da? A ieșit striată pe margini, o pliez foarte bine, după cum observați, da? De obicei eu o trag așa și apoi încep și o fac așa. Acum, iau croșeta de 2 mm, da? O iau de 2 mm, mai micuță. Și o să lucrez aici în jumătate, un ochi alunecat. Voi face un ochi alunecat și în acesta de aici, în primul. De aici. Felul acesta. Acum, acest ochișor o să-l bag peste cele două sârme, da? Țin aici, trag încet, da? Bag acest fir peste sârma mea. O să dau mai mult. Cam 3 cm. Da? Fac aceeași operațiune de îndoire ca să-mi prindă mie foarte bine firul. Da? Acum îl tai. Da? Și aceasta este frunzulița mea. Din acestea voi avea tot 5 bucăți. Deci voi avea tot 5 bucăți. Acum voi face polenul din mijloc. O să folosesc firul galben, tot de la Katrina Stanley, culoare 005, C005, da? Și voi face în felul următor. Voi lua o sârmuliță, eu folosesc o sârmuliță un pic mai groasă, tot din bazar, pe cea pe care o folosesc la petalele crinului. Este sârmulița mijlocie din, de la materiale de construcție din bazar. V-am mai spus că are 3 tipuri de sârmă. Cea subțirică pe care o folosesc eu la petale, da, observați, asta este un pic mai groasă. Voi face în felul următor. Voi încălzi pistolul cu silicon. Așa. Voi lua prima sârmuliță și o să vă arăt în felul următor. Da? Deci de aici începe centimetrul meu. Cam 4 centimetri. Aici am de aici până aici 1 centimetru, 2 centimetri, 3 centimetri, da? Deci am 3 centimetri. 3 centimetri am, pentru că centimetrul meu începe de la 1, nu de la 0. Și voi face în felul următor. Voi lua firul galben, voi lăsa cam atât, da? Exact de aici, de unde am. Și voi da cu fir peste această sârmă, în felul acesta. Da? Până în capătul ei. Când am ajuns în cap, o iau înapoi. Da? Acum mai am încă o dată. Da, mai e rar.
Deci nu mai dau așa pe fiecare. Și încă o dată. Tot mai rar. Prin locurile prin care nu a intrat mai devreme. Da? Acum, o prind aici. O să o îndoi felul acesta. Da? Și aștept să se încălzească pistolul. Voi lua o pensă și voi strânge în felul, uitați, cum strâng cu pensa, da? Felul acesta voi strânge, da? Și voi aștepta acum să se încălzească pistolul meu. Voi tăia firul de aici, celălalt, ca să-l pot prinde. Da? Deci în felul acesta arată. Da? Din față este exact cum îl vedeți aici. Pun un pic de silicon. Exact aici. Să lipesc firul meu să nu se desfacă. Peste voi pune fir verde, cel cu care am lucrat frunzele, obligatoriu, nu punem alt fir decât cel cu care am lucrat. Și voi da cu fir, voi acoperi această sârmuliță. O să vă spun imediat o să măsor și vă spun câți centimetri dați cu fir ca să vă iasă perfect, să nu vă chinuiți. Mie îmi place să împart cu voi totul. Așa, mai dau. Dar dacă este un pic mai mult, da? Bun. Așa. Acum o să dau aici cu pistolul. Și am terminat cu acest polen, da? Eu fac 5 astfel de polen. Dumneavoastră puteți să faceți cât vă doriți, cât vă place. Acum vedeți cum a ieșit, da? O să vă spun cât are sârma întreagă. Sârma mea întreagă are 22 de centimetri. Da? Ați observat că am aici, când am făcut polenul, ne-au trebuit 3 centimetri. Acum, ce am fășurat în fir verde, imediat vă spun cât are, are 13 centimetri. Ea arată 14, dar centimetrul meu, v-am mai spus, începe de la 1, deci are 13 centimetri. Deci astfel de bucăți voi face 5. Voi continua cu asamblarea în ghiveci, da? Am arătat cum este. Este pus în ghiveci și aceasta albă și aceasta roșie, da?
este pusă în felul acesta, nu este fixată definitiv, da? Este pusă în ghiveci cu ipsos, da? Deci ghiveciul în interior are ipsos. L-am lăsat să se întărească. Am pus tulpinița mea, da? O să vă arăt pas cu pas cum vom face acest lucru și cum vom asambla petalele, frunzele și apoi tulpinița în ghiveci. În continuare, dragile mele, vă voi arăta toate elementele Crăciuniței. Am 5 poleni, da? Am 5 petale mici, deci 2, 3, 4, 5 petale mici. 5 petale mijlocii, da? 5 petale mijlocii. 5 petale mari. 5 frunze. Da, deci sunt în total 5 frunze. Acum o să iau o candelă, da, observați, eu folosesc o candelă mai mare. Și ce o să fac? La polen o să fac în felul acesta. Da? Deci o să iau puful de la firul cu care am lucrat. Observați, da? Să nu rămână. Cam atât. Puteți să luați pe tot. Eu îl iau pe tot. Deci în felul acesta îi vei face pe toți 5. Iar la petale o să vă arăt la întâmplare. O să iau o petală mare. O să fac în felul acesta. Decât margine. Deci nu o să fac și pe partea netedă a petalei. Da? Pentru că vor rămâne la acest fir, vor rămâne găurele. Și nu vreau să-mi rămână găurele. Și la frunze, la fel. Da? Deci o să fac același lucru și la frunză. După ce le veți face pe toate, o să începem să le asamblăm, să asamblăm floare. După ce le-am făcut pe toate la lumânare, aranjez foarte bine polenul, observați, în felul acesta, da? Acum măsurăm 6 cm, da? De aici, la 6 cm, pun firul, îl bag sub deget, da? Și încep și dau cu fir peste. Peste această bucată. Ca să prind foarte bine polenul. Acum lipesc cu pistolul firul. Și tai acest fir. În
continuare voi pune petalele mici. Vă voi arăta ce voi face la petale. Ca la toate florile făcute de mine, cine mă urmărește știe deja, acest vârf eu îl lipesc întotdeauna. Pentru că această sârmă cu timpul îmi va ieși mie și îmi va strica floarea. Am lipit frumos vârful. Da? Las un pic să se răcească. Și nu se va mai mișca de aici sub nicio formă. Puteți să faceți așa la toate petalele, inclusiv la frunzulițe. Acum, fiecare petală mică, da? O să o luăm și o să o facem în felul acesta. O să o lipim aici. Iar apoi, după ce le vom lipi, le vom îndoi în felul acesta. Da? Cum doriți. Puteți să le îndoiți dinainte sau le puteți îndoi la final, după ce o terminați de pus în ghiveci. Și o să fac în felul următor. Eu mi le pregătesc de obicei pe toate 5. Încep să pun cu pistolul. Începe să le lipesc. Asta. Pe partea aceasta alipesc una. Mai departe. Continuare. Aceasta aici. Aștept un pic să se lipească. Acum, eu folosesc scotch incolor pentru că peste el dau cu fir verde. De aici nu vom da cu fir verde, vom da cu fir roșu. O să vă arăt imediat. S-au lipit cam așa arată. Acum o să le ridic pe toate în sus. Și voi da cu scotch.
voi da cu scoci în zona aceasta. Dați un pic să întăriți peste urmele date cu silicon, unde s-a lipit sărmulița, și pentru a nu vă înțepa la mână. Observați, s-a creat o tulpiniță. Să punem scociul deoparte, pentru că o să mai avem nevoie de el. În continuare, le lăsăm tot ridicate. O să iau firul roșu. O să pun aici o picătură de silicon. Las firul să ajungă în zona aceasta. Un pic mai sus, peste petale, iar apoi îl voi duce în jos. Pentru că o să am o distanță între petale, de fapt acestea sunt frunzulițe roșii, nu sunt petale, dar eu le spun petale ca să le putem să facem o diferență între frunzulițele verzi și ele. O să lipesc firul acum. Și în continuare voi pune celelalte petale. Uitați cam câți centimetri am, da? Deci cam 3 centimetri până unde încep să lipesc din nou petale. Le îndoi pe toate. Și încep să le lipesc. Pun cu pistolul. Observați că am pus și unde este firul pus și unde nu am fir. Am lipit-o pe prima. Urmează a doua.
Le-am lipit și pe celelalte 5. Acum vom lua scociul. Le ridic ușor ca să pot să lipesc. Iau de jur împrejur. Acum voi da din nou cu fir roșu. Să-l aduc până aici, aproape. Până sus de tot. Dacă vă rămâne vreun locșor aici unde se vede alb, puteți să băgați fir și să-l acoperiți. Acum voi da mai puțin, nu voi mai da 3 cm. O să dau mai puțin. Observați, da? Am mai puțin. Am 2 cm. Le voi lipi pe ultimele, le îndoi. La fel, voi pune și pe partea roșie silicon. Jumate, jumate voi pune, da? Felul acesta. Eu potrivesc după ce pun primele petale, observați, cea de-a doua petală vine la aceasta, vine între cele două petale, da? Iar apoi cele mari vin de o parte și de alta la cea mijlocie, ca să avem o simetrie frumoasă asupra florii.
mai departe. Ultimele două. E ultima. Și pe acestea le lăsăm în jos. Luăm scociul. Dăm peste. Aici o sârmuliță care este ridicată în sus și înțeapă. Acum vom prinde frunzulițele verzi. Voi da cu fir, dar de data aceasta firul nu va mai fi roșu, va fi verde, de culoarea frunzelor. V-am dat detaliile despre fire la partea întâi. Dacă nu înțelegeți ceva, mă puteți întreba. Vă răspund cu cea mai mare plăcere când voi vedea mesajul. O să încerc să vă lămuresc. O să vă măsor imediat și vă spun cât am dat cu fir.
O să lipesc firul. Și acum vom lipi frunzulițele. Le voi îndoi și pe acestea. Observați, da? Pun din nou cu pistolul. Ținem să se lipească bine. Voi lipi pe următoarea. O să las un pic de distanță între ele pentru că, uitați, cam așa să se lipească una de alta aici. Observați? Următoarea. La fel. Mai departe. Și ultima. Dacă vă rămân fire de silicon, le puteți curăța ușor când se usucă. Acum, voi lua scociul și voi întări peste sârmulițele mele. Voi da până jos. Deci voi acoperi și ultima sârmuliță.
aici un rest de sârmăliță, un singur fir care nu s-a potrivit cu restul și îl voi tăia. Iar acum o să dau cu verde pe tulpină. Dar vă spun cât este tulpina mea. Da? Cam 9 cm. Voi folosi un ghiveci. Eu nu am alb deocamdată, dar o să vă arăt într-un ghiveci micuț. Imediat vă spun. Este cel mai mic ghiveci. Are o înălțime de 11 cm și deschiderea lui este cam de 12,5 cm. Și așa arată el. Este cel mai mic ghiveci pe care l-am găsit eu la această floricică. Dumneavoastră nu o să o puneți cum este aceasta. Aceasta este pusă un pic mai sus pentru a o putea lăsa pe masă să o puteți observa. O să faceți cum v-am învățat la orhidee. O să puneți ipsos în ghiveci cât să vă prinde tulpinița să o puteți fixa. Și o să măsurați. Observați cât îmi vine mie aceasta în ghiveci. Da? Eu când voi lăsa petalele în jos, da? Nu trebuie să fie așa de mare distanța cum este la aceasta. Aceasta este numai bine. Are o distanță perfectă. Dacă dumneavoastră veți respecta toate măsurile de la sârmă pe care vi le-am dat, o să vă iasă perfect de cât de pus în ghiveci. Nu va mai fi nevoie ca dumneavoastră să o tăiați. Și acum o fac cu pe tulpiniță cu fir. Nu o să mai pun ipsos. Aveți modelul de la orhidee. Știți cum să faceți. Cine mă urmărește știe. Cine nu, se poate duce pe orhidea croșetată și la asamblarea în ghiveci va descoperi acolo pas cu pas cum se face aluatul de ipsos pentru ghiveci. Voi da cu fir pe această tulpiniță, dar nu toată tulpina, doar jumătate. Dar voastră puteți să dați cât doriți, dar eu am spus că n-are rost pentru că vine în ghiveci jos și n-are rost să prăpădim firul degeaba. O să dau și eu. O puteți pune și în alte ghivecele și în coșulețe. O să fac în tutorialul următor o crăciuniță croșetată. Ornament depus pe masă, la geam, o puteți pune împreună.
preajma sărbătorilor este foarte un obiect decorativ foarte frumos de pus în casă și mai ales când este făcut de noi, avem și o mai mare bucurie. O putem da și cadou. Fixez bine firul. Tai. Observați ce frumos vine. E roșu peste tot, pe tulpină. Da, nu se vede. Și acum o să o aranjăm. Prima dată nu începem cu cele mici. Începem cu frunzele. Aranjăm frunzele. Da, o să dau pe aceasta la o parte. Și o să vă arăt cum aranjez eu frunzele. În felul acesta. Da? Așa. Acum. Petalele cele mai mari. Da, să vină pe jumătatea, la jumătate între frunzele mari. Petalele mijlocii, pe acestea le strâng în sus, da? Și le voi aranja pe cele mijlocii, deasupra, între cele două frunze, da? O să vină peste frunza verde. Observați, da? Peste frunza mea verde. Le aplecăm un pic de vârf în jos, da? Pe toate. Așa. Așa, mai departe. Acestea o să le aplecăm un pic mai mult. Mă duc cu mâna până pe tulpină și o aduc și o să o pliez în felul acesta. Uitați așa. Da, o să unesc aici un pic. Să vină un pic prinsă de această tulpină. Da. În felul acesta este ușor de aranjat. Da? Deci o să unesc un pic aici ca să vină foarte frumos. Aceasta a fost aranjarea frunzelor, da? Restul o să faceți singurele de la orhidee, dacă nu știți cum se face ghiveciul, o să-l faceți de la orhidee. După ce vă faceți aluatul frumos, o să vă puneți crăciunița în ghiveci și o să vă arăt și eu imediat, după ce culeg resturile de din ea. E frumos să găsiți ghiveci alb, dă și mai bine. Sau coșuleț. Eu fac niște coșulețe, îmi plac foarte mult, de la o doamnă, nu pot să-i dau numele acum, pentru că nu i-am cerut permisiunea. Este făcut tutorial, puteți găsi coșulețe la doamna aceasta. Mie mi-a plăcut foarte mult și am pus o crăciuniță din aceasta și într-un coșuleț făcut de dânsa. Să știți că și eu dacă fac tutoriale, aia nu înseamnă că nu mă uit să văd ce frumuseți fac și alte doamne. O să vă arăt de sus.
Uitați ce frumoasă este. Aceasta este crăciunița noastră. Ia. Vă mulțumesc din suflet că m-ați urmărit. Vă doresc în continuare o zi binecuvântată și să ne revedem la următorul tutorial.